S-au donat totuși cam multe. Și nu trebuie să fii mare expert în relații internaționale să-ți dai seama că domnul Biden va lăsa o lume mult mai puțin sigură decât lumea pe care a lăsat-o Donald Trump. În al doilea rând, este foarte important acest război pentru că polarizarea este mare. Republicanii sunt cu Israelul, democrații sunt mai degrabă cu chestiunea palestiniană. Chiar dacă per total publicul american este mai pro-israelian, distribuția între cele două electorate e vădită. Eu cred că Vance este un politician foarte articulat și la discurs și la tip de abordare. Îl avantajează ce se întâmplă acum, pentru că poate să-l pună în ofensivă. Iar pe candidatul, hai să zic așa, vicepreședinte democrat, Vance îl dezavantajează prin faptul că electoratul democrat e mult mai sensibil la ce face America în Orientul Mijlociu și cum tratează chestiunea palestiniană și chestiunea islamului în general. Sigur, mizele acolo se vor juca la scoruri foarte mici și în Wisconsin, de pildă, unde există vreo, hai să zic așa, 2%, 3% electorat musulman, este exact diferența cu care a câștigat domnul Biden alegerile în fața lui Donald Trump.